Mister, o nouă etapă, o nouă rundă, o nouă finală, cum le-ați definit dumneavoastră așa în Superliga. Mergem în deplasare la Voluntari, o echipă care, iată, tocmai și-a schimbat antrenorul, au instalat o cunoștință veche de-a dumneavoastră, puteți spune, ce așteptări putem, de fapt, ce așteptări aveți dumneavoastră de la partida respectivă? Da, într-adevăr, o echipă care și-a schimbat antrenorul. Nu este prima echipă pe care o întâlnim în decursul acestui campionat care schimba antrenorul. Într-adevăr, din punct de vedere al stilului de joc, poate fi diferit, însă multe nu poți schimba într-un decurs atât de scurt. E clar că poate schimba din punct de vedere al sistemului de joc, poate schimba un pic din punct de vedere al atitudinii jucătorilor. Însă pe noi trebuie să ne intereseze mai puțin, am spus mereu asta, în primul rând trebuie să ne intereseze de noi. Suntem pe un trend ascendent, venim după o victorie care, din punctul meu de vedere, trebuie să ne dea moral. Le-am spus și băieților că sunt meciuri proaste, sunt înfrângeri, noi ca staff trebuie să ridicăm moralul, să corectăm anumite lucruri. În momentul în care apar victoriile, ei trebuie să hrănească cu o astfel de victorii. Însă trebuie să conștientizeze că meciul de la Voluntari va fi cu totul și cu totul diferit față de cel de acasă cu Botoșani. Când o echipă cu un profil de jucători cu calitate tehnică, totodată foarte bine organizată, vorbesc de trecut, însă, cum am spus-o mai devreme, greu să schimb ceva. Ne cunoaștem cam unii pe ceilalți tot ce înseamnă adversari. Însă va conta foarte mult dinamica și, bineînțeles, eu îmi doresc cu mai mare sacrificiu, o atitudine mult mai bună. Adică trebuie să fim peste, de la meci la meci, din punct de vedere al atitudinii, sacrificiu. Acum vom vedea, este un meci important, 3 puncte foarte, foarte mari în cazul în care le-am obține, pentru că am rămâne acolo, cum spune mereu, în acea luptă acerbă de la play-off. Bun, v-aș întreba, cum sunt ai noștri? I-ați văzut săptămâna asta la antrenamente, cum ați spus și noastră după victoria cu Botoșani. M-aș raporta aici și la absența, totuși, de câteva etape bune a lui Cristi. Nebuț, în ce măsură va putea reintra? Sau dacă avem și alte probleme, evident. Da, problemele sunt la Cristi Neguț, cum ai spus și tu. Nu este ușor pentru el să revină, va trebui să mai avem răbdare cu el. Gabi Iancu la fel e disponibil. A apărut o problemă și la Oprut, s-o întors ieri, să vedem cum va fi la ora jocului. În rest, băieții sunt bine, le-am și spus, n-am ce să le reproșez, decât sunt aici în 99% din cazuri, s-au antrenat perfect. Însă recompensa vine după un joc, adică nu neapărat după un ciclu săptămânal. Și totodată acel joc înseamnă să pui în aplicare tot ce lucrăm, tot ce ne dorim, dar trebuie să vii cu ceva în plus și vorbesc aici, cum am spus-o mai devreme, atitudine, sacrificiu, dorința, să arătăm că ne dorim cu adevărat play-off-ul. Asta aștept de la ei, cum așteaptă toată lumea și îmi doresc să reușim.